Și pompierii mehedinteni sunt în alertă de mai bine de o săptămână. Salvatorii militari supraveghează zona Eșalnița, Valea Cernei, acolo unde au izbucnit mai multe focare de incendii. Flăcările violente s-au manifestat pe o suprafață de 100 de hectare. În sprijinul zecilor de pompieri a fost trimis un elicopter pentru a survola zona și pentru a identifica focarele existente. De o săptămână, peste 60 de pompieri au acționat în zona localității Eșelnița cu 50 de saci stingători, ATV-uri prevăzute cu instalații de stingere destinate intervenției în zone greu accesibile, 10 autospeciale de intervenție și alte mijloace specifice pentru localizarea și lichidarea focarelor de incendiu care s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare, cuprinzând vegetație uscată, mărăciniș și litieră. Facem apel la cetățeni să conștientizeze că focul, deși ne este prieten, scăpat de sub control, poate deveni un dușman de temut ce atentează nu numai la distrugerea mediului și a bunurilor materiale, ci chiar la viață, spune Ramona Nistor, purtătorul de cuvânt al ISU Drobeta. În prezent, incendiile sunt localizate, iar pompierii continuă intervenția prin supravegherea zonelor pentru a împiedica riscul de reaprindere a trunchiurilor de copaci.